17, sunt Ioana Constantin, încep 3 ore de politica zilei. Mulțumesc mult că sunteți aici pe B1 TV. S-au trecut practic toate liniile roșii ale acestei campanii prezidențiale și totul pornește de la ideea asta să se desecretizeze cheltuielile pentru vila de protocol care se renovează din aviatorilor. S-a speculat mult că este o vilă care se pregătește pentru Klaus Iohannis, sunt vreo 7 milioane în joc. Acum, problema e că ei au desecretizat împreună și acum unii din ei vor să desecretizeze. Asta spune Ciolacu, cel care a cerut astăzi la ședința de guvern desecretizarea acestor cheltuieli și a cerut-o chiar reprezentantului PNL, pentru că secretarul general al guvernului este de la PNL. A ieșit domnul Ciucă, are o postare, o să vă arătăm și noi, foarte dură și foarte curajoasă la adresa lui Ciolacu. Îi cere să desecretizeze cheltuielile beneficiarii pentru toate vilele de protocol și pentru una anume. Acum aici spun eu că e o linie roșie care nu prea se trece. Da, în fine, ce pare că se întâmplă între PNL și PSD în perioada aceasta, știți, pare că oamenii chiar au avut o relație extraordinar de bună, domnii Ciucă și Ciolacu, pare că acum chiar s-au certat așa și e genul ăla de divorț cu scandal public cu rufele aruncate de la etaj pe stradă, cam asta pare că se întâmplă acum. În fine, o să vorbim și despre ferma de troli, că a ajuns scandalul până la Bruxelles, Ancomu a făcut ședință despre chestiunea aceasta, ieri au fost depuse două sesizări despre candidați care ar folosi aceste ferme de troll, boții aceștia pe online. De altfel, doamna Lasconi a și prezentat niște dovezi cu ce se întâmplă. Nu mă refer la pozele alea cu Talhanan, ci la poze, capturi de pe conturile de Facebook ale ei, ale domnului Joan. În fine, a apărut și o dovadă că domnul Joan avea în echipa sa de campanie niște oameni și prin luna iunie, nu că nu-i mai are de la începutul anului, cum minte el peste tot. Bun, o să vorbim ora aceasta și despre ce face doamna Șoșoacă, pentru că s-a dus la CCR și a depus plângere penală împotriva tuturor judecătorilor de la CCR. Nu prea s-a înțeles pe acolo cu jandarmii și a început să bată cu pumnii în ușa de la parchet, clasic. Dar ce vreau eu să atrag atenția? Știți că partidele trebuie să depună liste de candidați pentru Parlament și e bine să le cam depui complete, dacă reușești să-ți faci dosarele cum trebuie, că nu prea le mai ești în ultima vreme, sau dacă ai membri. Dom'le, doamna Șoșoacă, partidul doamnei Șoșoacă, e al doilea partid după PSD ca număr de candidați la nivel național. Deci, ca și la AUR și la doamna Șoșoacă, s-au pompat listele alea cu oameni. Ai cui sunt? Nu știm, pentru că domnul Ciolacu aseară a semnat că el nu pune premier de la AUR. Foarte mare șmecherie, domnul Ciolacu. Dar n-ați zis dacă face și coaliție cu cei de la AUR, că premier nu ne gândeam că îl puneți pe lulea ăla cu căsuțele. Pe Simion nici atât. Și că tot veni vorba, nu știu cum să o legăm așa de Rusia, e turul al doilea duminică. Între timp, jurnaliștii din Republica Moldova publică continuarea investigației despre cum au circulat banii inclusiv în ziua referendumului și o să avem o exclusivitate aici la Politica Zilei. Una dintre jurnalistele care s-a infiltrat în marea rețea a prorușilor de la Șor o să ne dezvăluie exact cum se întâmpla tot mecanismul chiar în ziua votului, referendumului și primului tur de scrutin din Republica Moldova. Cât despre referendumul nostru de aici, de la București, domnul Greblă în continuare susține că nu se poate face. Începem! Invitații mei și ai dumneavoastră în această prima oră, Monica Tatoi alături de noi, mulțumesc mult! Ștefan Florescu, președinte PMP Sector 6, mulțumesc mult, domn Florescu. Bună ziua. Și alătură liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. Vă mulțumesc mult, domnule Fenechiu. Cu drag. E alături de noi Bogdan Matei, senator al PSD și fost ministru al sportului. Mulțumesc mult. Româna, mulțumesc. Haideți să urmărim împreună tot acest scandal legat de desecretizarea cheltuielilor pentru vila din aviatorilor. Aseară a promis că va cere desecretizarea premierul Ciolacu. De dimineață la ședința de la ora 9 a cerut acest lucru în guvern și mai târziu a făcut și declarații despre ce înseamnă această desecretizare. Hai să vedem. Momentan am cerut în ședința de guvern de astăzi de dimineață. Aștept de la secretarul general și, pe urmă, cum e firesc, ministrul Justiției să ne spună dacă este ceva secret sau... De ce de la SGG și nu de la domnul Neacșu? Pentru că avem ordonanța 59 pe 2023 care specifică că RAPPS-ul se află în subordinea vicepremierului fără portofoliu. Îmi pare foarte rău să vă dezamăgesc. RAPPS-ul se află în subordinea secretarului general. Cu adevărat, vicepremierul are mai multe
în coordonare. Da. Și atunci, părerea mea, știți vorba aceea, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Domnule, am pornit cu sfinții întâi. Domnule premier, au trecut 8 luni de când au apărut informații în spațiul public cu privire la acea vreme. De ce? Abia acum. Și am auzit și eu, ca și dumneavoastră, într-o dezbatere televizată în care și domnul președinte Nicolae Ciucă, știți că nu comunică, este de acord cu acest demers. Și de atunci... ședința de guvern până a scăpat consensul. Nu s-a stat. Nu a fost nicio tendință de desecretizare a acestei... Nu a fost nicio solicitare până în acest moment. Dar să știți că aceste discuții, aceste discuții erau și când domnul Ciucă era prim-ministru. Parcă mi-aduc aminte. Cât va dura această desecretizare? Cât va dura? Cât va dura? Cred că costurile o să vină foarte rapid și vedem care este traseul corect și legal pentru a vedea destinația acelei clădiri. Spune premierul Ciolacu, însă președintele PNL și candidatul PNL Nicolae Ciucă a avut o reacție de ultima oră pe pagina domniei sale de Facebook și rog pe colegii mei să arătăm și noi. Spune așa, mă bucură faptul că domnul Ciolacu a găsit curajul transparenței. Îl încurajez să meargă în continuare pe acest drum pentru că este drumul corect. Tot în spiritul transparenței mai sunt și alte teme pe care publicul merită să le știe. Lista utilizatorilor, vizitatorilor, beneficiarilor vilei RAPPS din strada Cucu Statorescu numărul 6. Sunt sigur că domnul Ciolacu nu vrea să meargă cu acest secret în turul 2. 2. Lista tuturor vilelor RAPPS și a beneficiarilor care locuiesc în aceste vile. Stă mai jos. În mandatul meu de președinte, tot ce înseamnă cheltuielile RAPPS și beneficiarii locuințelor de protocol va fi transparent comunicat românilor pentru că este vorba de bani publici. Acum, domnul Fenechiu, împreună PSD și PNL au secretizat aceste cheltuieli de la vila RAPPS pe care o și văd telespectatorii acolo, cum arată acum în plin proces de renovare, sunt imagini recente. Se va vedea foarte clar care era destinația preconizată și ne vom lămuri cu toții și se vor lămuri toate cheltuielile. Dar de ce îi cere domnul Ciucă toată această listă a beneficiarilor, domnului Ciolacu? Sincer, nu știu că eu sunt la Bacău în campanie. În momentul ăsta sunt la Damienești. Da, da, v-am citit eu postarea, da. Bun, deci sunt acolo. N-am vorbit cu domnul Ciucă de 2-3 zile. Bănuiesc că există niște informații în legătură cu utilizarea anumitor vile de către anumite persoane, pentru că, după cum vedeți, domnul Ciucă face și trimitere la niște persoane. Și atunci, cred că e cât se poate de evident că a primit niște informații în legătură cu anumite aspecte care ar trebui să devină publice. Niște persoane care ar trebui să beneficieze de aceste vile? Păi, cu siguranță, pot beneficia de vile RAPPS acele persoane care ocupă funcție de drept publică. Bun, domnul Bogdan Matei, domnul Ciolacu a făcut acest întreg demers. Sigur, le cere colegilor de la PNL care sunt la Ministerul Justiției sau domnul Brudean care e secretar general. Dar totuși, acum să rămânem un pic serioși. Domnul Ciolacu e premier de multă vreme. Adică când s-au dat banii acolo la RAPPS și s-a secretizat totul, tot domnul Ciolacu era premier. De ce n-a făcut de la bun început? Da, aici aveți perfectă dreptate. De această decizie putea fi mult mai devreme, însă, din punctul meu de vedere, e bine că s-a întâmplat și acum și, în fond, și la urma urmei vom elimina toate suspiciunile și vom fi foarte clar ceea ce se întâmplă cu aceste vile de la RAPPS, inclusiv cine le vizitează, cum, ce întruniri se fac acolo, cine poate beneficia, care sunt demnitarii care s-au tot perindat pe la aceste vile de protocol aflate la RAPPS. Din punctul meu de vedere, cred că este o decizie corectă și sper ca pe viitor nimeni să nu mai aibă această decizie de a secretiza aceste cheltuieli, pentru că în fond și la urma urmei vorbim de banii statului, iar atunci când vorbesc de banii statului, banii românilor, e bine ca toată lumea să fie foarte clar. Este bine, dar voi ați făcut asta împreună. Acum apare doar că s-au luat rufele găsite până casă, se aruncă de la balcon, de la etaj și ce s-a mai găsit până dulapuri se arată în piața publică. Cam asta e ce pare acum. Că asta s-a mai făcut odată și atunci spuneați, domne, președintele României, normal că domnul premier Ciolacu, nu știu ce. Acum, domnul Ciolacu, gata, domne, să arătăm tot și terenul de mini-golf din Baia de la Via Aviatorilor. Adică eu sunt pentru, am cerut de atunci, dar când eu ceream și toată populația cerea, împreună coaliția spunea, domne, președintele țării, hai vă rog să nu... Cine știe ce e acolo? Facem scutul de la Deveselu pe Aviatorilor.
Asta e neînțelegerea noastră. Și eu vreau să mai înțeleg ceva și apoi vin la invitații din platou. Că sunteți amândoi oameni care aveți avut funcții importante în statul ăsta. Sunteți parlamentari. Încercăm să înțelegem. E o gogoșerie sau chiar o să aflăm? Pentru că e posibil ca legea, ca amândoi și Ciucă și Ciolacu ne-au zis că domnule, o să vă arătăm tot ce e legal. Păi eu merg pe ideea că nu e nimic ilegal. Dar s-ar putea să fiți acoperiți de lege și să nu ne arătați nimic în final, nu? Din punctul meu de vedere, dacă ai plecat în acest demers și e nevoie de modificare legislativă, atunci faci și modificarea legislativă. Altfel ne aflăm doar în treabă așa. A, trebuie să schimba și legea ca să aflăm. A, da, următoarele alegeri. Eu nu știu textul legislativ care are, dacă este text legislativ, dacă este ordonanță de urgență, dacă e hotărâre de guvern, nu am idee despre ceea ce se întâmplă, dar din punctul meu de vedere, dacă ai intrat într-un astfel de scenariu, mergi până la capăt, indiferent dacă e nevoie și de o modificare legislativă. Doamna Tatoiu, e gogoșerie? Ne iau de prost sau chiar? Că eu nu reușesc să înțeleg. Eu, până la vârsta asta, știu povestea rea PPS-ului de prin anii 90. Deci acolo este o școală de corupție. Mă rog, nu avem, nu aveți dovezile. Nu mai țineți minte cum a pus mâna soacra lui John. Voi sunteți copii. Nu, stați un pic, doamna Tatoiu. Eu când vă spun că nu avem dovezile, înseamnă că noi nu avem... Dovezile există. În rest, eu știu de Joana care a stat pe $5 la casa aia. Bun. Deci este... acum vreo 2-3 săptămâni am vorbit cu cineva care lucrează acolo, nu spun cine, care îți povestea cum se fac angajările pe pile, cum la depozit vine una care îi spală ciorapii la nu știu care șef și... Deci este aceeași cloacă care... După din afară, noi aflăm de lucrurile importante, dar știți ce e acolo? Acolo trebuie să meargă Curtea de Conturi, că bănuiesc că acolo trebuie să se ducă Curtea de Conturi și să ia de sus până jos. Numiri de la magazioner până la șeful de la RAPPS. Da? De asta, noi vedem vârful icebergului. Da, acolo. Mizeria, e cât casă. Bun, dar o mizerie într-o instituție, domnule Florescu, e și treaba premierului, și treaba restului membrilor guvernului, adică nu e doar mizeria în instituția aia și ăștia nu știu nimic despre ea. Acum pare o răfuială de campanie mai degrabă. Bun, odată secretizate aceste lucruri, clar că acolo se fac niște lucruri necurate. RAPPS-ul nu are vile, case și tot felul doar în București. Da, vă dați seama, în toată țara sunt vile de protocol unde se fac chermeze poate în fiecare săptămână. Nu știu. Zic, îmi dau cu presupusul. Da. N-am de unde să știu că totul este secretizat. N-ai de unde să știi cine locuiește acolo, cum locuiește. Dar nu întâmplător, domnul Ciucă a pus postarea respectivă. Sunt convins de faptul că are mult mai multe date decât noi. Și cred că dacă explodează... A fost și el premier. A fost și dumnealui premier. Dacă explodează chestia asta cu desecretizarea, cred că vom găsi și persoane care nu au funcții publice și care locuiesc în aceste... Cred! Nu dau cu presupusul. Sau care nu merită... Sau care nu merită să aibă o vilă de protocol de la RAPPS. Sau să-și, poate să-și continue acolo, cum era Joana, care a stat 20 de ani în plus. La soacră sa care a pus mâna pe... Deci nu atât, sunt proprietatea statului român, este proprietatea noastră. Da. Să vedem cine sunt. Ia să vedem o dată postarea lui Ciucă, pentru că într-adevăr ce spune domnul Florescu e foarte corect aici. Domne, să știm și noi lista tuturor vilelor, hai să dăm lista tuturor vilelor RAPPS, punctul 2, și a beneficiarilor care locuiesc în aceste vile, da? Punctul 1 e o linie roșie și o răfuială pe care eu nu prea o diger, dar punctul 2 mi se pare foarte important. Să știm și noi, exact cum spune Jean Florescu, poate sunt unii care n-au nicio funcție publică, poate au venit și ei până la București. Da, sunt vile în afara București, unde în fiecare săptămână, la sfârșit de săptămână, în weekend, se fac tot felul de adunări pe acolo. Postele case al lui Ceaușescu, din păduri, din astea, toate țin de RAPPS. Deci, odată, vă dați seama ce putere are informația pe care o deține șeful RAPPS-ului? Despre toate aceste persoane publice. Și dacă s-ar încasa bani pe aceste vile, bani corecți, ar spune da. Dar sunt multe vile care nu produc bani. Da. Adică din banii noștri, noi care trebuie să vedem, domne, noi plătim, îi ținem pe unii acolo, care de fapt îi plătesc $5, $10 pe lună și noi
stăm și ne uităm la ei, domne, cine sunt ăștia? Că nici măcar nu știm cine locuiesc în... Și ce servicii fac în schimbul lui 5 dolari? Da, eu sper că vor avea curaj, sper să nu ni se spună că nu se poate, că legea nu poate, dar am vrut și unul și altul am vrut. Eu sper că chiar o să se întâmple. Nu mi-a plăcut, în schimb, domnul Ciolacu zice, domne, să zică doamna Gorghiu de la justiție, tu nu ești premierul țării, adică tu nu știi nimic din ce se întâmplă acolo, e ceva de nedescris. Bine, o să vedem ce se întâmplă dacă se vor desecretiza în această campanie aceste cheltuieli. Vedeți materialul celor de la Recorder. Hai să dăm un pic cum arată această vilă care are două sere, bibliotecă, da, 1200 parcă erau, da, acolo, nu mai știu, suprafața locuibilă, erau săli de sport, erau tot felul de lucruri se întâmplă aici în această superbă vilă. Poate fi o ambasadă. Doamna Tatoiu. Nu. Deci, da, după scandalul ăsta, nu știu dacă o să-și mai permită orice român cu funcție să stea acolo. Dar domnul senator Penechiu a spus cu punct și virgulă că acolo nu va sta președinte. Deci, cred că nu va sta domnul Iohannis. Oricum, președintele nu poate să ceară. Deocamdată nu poate să ceară, deci, da. Oricum, de fostul președinte Traian Băsescu și-au bătut joc. Cei care astăzi încearcă să ne explice, domne, președintele trebuie, cum ne spuneau, că trebuie să-i dăm și funcția de senator și tot, da? Dar nu-i nimic, o să vă arăt eu mai târziu ce frumoasă reacție a avut despre candidatura asta a domnului Joană, fostul președinte Traian Băsescu, o să vă arăt un pic mai târziu. Până atunci, haideți să vă arăt ce s-a întâmplat la parchet astăzi, pentru că doamna Șoșoacă s-a dus să depună plângere penală împotriva judecătorilor de la CCR. Dar ce credeți? N-a fost lăsată să depună plângere. Hai să vedem. Ce apărați voi aici? Ce apărați voi aici? Unde ai plângere? Ce lege aici? Ce apărați voi aici? Ce apărați voi aici? Ce apărați voi aici? Atunci dă-te că mă intru la altru! Deci, doamna Șoșoacă n-a fost lăsată să intre în sediul instituției. Ați văzut acolo, era cu jandarmi, era o nebunie întreagă. Dragi colegi, hai să punem materialul de astăzi când ilustrăm, vă rog, ca să înțeleagă oamenii unde ne aflăm, nu cel cu ciobanii. Deci n-a fost lăsată să intre în sediul instituției. Jandarmii, ați văzut că au făcut zid acolo. Doamna Șoșoacă a încercat să-l sune pe Marcel Ciolacu, nu i-a răspuns. În schimb, Marcel Ciolacu astăzi a răspuns și a spus... că a răspuns presei și a spus că foarte bine că a depus doamna Șoșoacă, numai că ea n-a mai apucat să depună. Acum, domnul Fenechiu, nu știu, or fi niște reguli, dar presupun că oricine care vrea să depună o plângere în țara asta trebuie să fie lăsat. Doamna Șoșoacă vrea să depună această plângere împotriva judecătorilor de la CCR care i-au respins candidatura. Eu cred că dreptul la a depune o plângere, la a te adresa liber justiției, este un drept constituțional. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Dar practic nimeni nu poate interzice doamnei Șoșoacă să depună o plângere penală împotriva oricui. Dar vreau să vă întreb altceva. Vă îngrijorează în un fel faptul că SOS este după PSD al doilea partid care a reușit să-și pună cei mai mulți candidați în toată țara la alegerile parlamentare? Nu, este un lucru care nu mă îngrijorează deloc, datorită faptului că motivul ține de faptul că listele noastre pentru Camera Deputaților au fost respinse pentru că n-am la diasporă, pentru că n-am respectat egalitatea de gen, am pierdut acolo 6 candidați, practic. Cu cei 6 candidați aveam același număr de candidați ca PSD-ul și eram înaintea SOS-ului. Deci e o situație care nu este relevantă electoral. Sunteți, haideți, știți că în diasporă, cred că nu știu că v-am prins până astăzi la emisiunea la care eu am mai prezentat, s-a votat masiv Aur și Șoșoacă în diaspora, adică au fost secții de vot în America, pe unde sunt sediile Apple, Intel, ce mai vreți, Google, unde Aur sau SOS au avut fiecare, dar nu împreună, da? Au avut 60%, 70% în Portland, în Oregon, au avut 74% SOS-ul doamnei Șoșoacă. Adică sigur faptul că nu aveți pe diaspora e o problemă mare. Cei de acolo sunt mai rupți de realitate, din păcate. Nu știu, da. Și anumite minciuni demagogice, populiste și anumite afirmații suveraniste făcute în România prin mai bine acolo decât sau partidele din România sunt rupte de diasporă, domnul Fenechiu?
Nu? Nu e mai bine să zicem spun, așa? Haideți să vă spun un lucru. Da, și cu siguranță și acesta poate fi un motiv, însă, în general, zgomotul produs de SOS și de... Aur, da. Da, a avut o rezonanță acolo pentru că au avut niște mesaje extrem de tranșante, extrem de dure, iar acolo, raportat la percepția lor despre România, s-a apreciat că un partid care are un mesaj dur, un mesaj radical, poate fi o soluție. Din păcate nu este, da. Au început să prindă și cei din Europa de acest lucru. Da, doamna Tatoi. Oregon, da, este un stat comunist în care, da, ascultați-mă, știu bine ce s-a întâmplat acolo. Deci, acolo a fost, ăsta este statul de la care a plecat toată treaba asta cu discriminarea, cu mișcările. Deci, dacă dintr-un stat comunist, acolo impozitul pe TVA-ul e zero. Dacă de acolo s-a votat cu șoșoaca asta. Pe acolo, pe ea toți sunt rași pe cap, acolo sunt comunista de aia. Da, da. Deci, doamna șoșoacă și aur sunt mai degrabă comuniști decât naționaliști. Da, asta nu mai avem. Eu am câștigat doar că sunt cu Rusia. Acum nu vă puneți, nu, că mă dau ăștia în judecată, trebuie să vă strâncăți. Dar revenind, doamna Tatoiu, această plângere pe care ar fi putut-o depune astăzi, dați-o cum bate cu pumnii, nu și acolo, adică tot scandalul ăsta. Mâine începe campania electorală pe parlamentare. Schimba ceva? Dacă doamna șoșoacă depunea plângere azi? Eu interpretez așa. Deci eu când vreau să depun o plângere, nu mă duc personal, o depun cu scrisoare, cu confirmare de primire. Dacă ea s-a dus acolo, a avut puțin scandal. Despre ce să mai vorbim? Probabil că sunt niște chestii. Deci dacă vrei să depui, trimiți cu scrisoare, cu confirmare de primire și ok, nu trebuie să mă bat în ușă. Că și eu la sectorul 1 cu confirmări de primire, că și acolo ne trântește ușa. Da, ea face spectacol, dar tocmai pentru spectacol. Că... Da, tocmai pentru că ea face spectacol, Ștefan Florescu, autoritățile noastre n-ar trebui să și organizeze tot acest teatru cu ea deodată. Adică ei știu că ea vine și face... Decid împreună? Păi, da. Dacă ea mergea acolo singură, vă asigur că îi dădeau voie să meargă să o depună. Ea s-a dus cu alaiul tocmai ca să facă acest circ pe... Cum face mereu. Da, așa cum face mereu. Normal că n-a fost lăsată să intre, că după aia nu mai voia să iasă și începeau alte scandaluri, strigau cei de afară că domne, au sequestrat-o pe doamna Șoșoacă, au arestat-o. Și clar, acest circ e făcut tot tocmai pentru că e campanie electorală, sunt acum, începem de mâine și la parlamentare și au nevoie de voturi ca să poată să... Bun, Bogdan Matei, au fost multe acuzații că sunteți cei care beneficiați de pe urma retragerii sau anulării candidaturii doamnei Șoșoacă. Dânsa chiar a făcut astăzi niște acuzații acolo. A spus că PSD-ul cu Iohannis, cu judecătorii corupți, cu toată lumea au făcut această mânărie împotriva ei, cu trădătorul Simion, pe toți i-a luat la rând. Acum, întrebarea e dacă ar fi făcut o plângere, dacă asta a schimbat ceva realist vorbind despre candidaturile astea la prezidențiale. Da, în ceea ce privește pe doamna Șoșoacă, știm foarte bine că toți au ceva împotriva dumneei, toți îi vor rău, toți o vor arestată, toți și așa mai departe. Ceea ce s-a întâmplat astăzi, din nou, dumneei a orchestrat absolut totul, pentru că dacă s-ar fi dus ca un simplu cetățean sau ca un avocat acolo, nu cred că Paza ar fi avut vreo problemă cu domnia doamnă. Însă în momentul în care vii cu un alai după tine și îți dorești ca toți să intre în instituția respectivă pentru a filma, pentru a mai face un show, cu asta s-a și creat ceea ce s-a creat. Însă, din punctul meu de vedere, autoritățile cred că ar fi trebuit să o lase să intre pe doamna Șoșoacă, să-și depună plângerea în condițiile legii și astfel nu am mai fi ajuns din nou la un scandal și astăzi probabil n-am mai fi vorbit atât de mult de doamna Șoșoacă, în care știm foarte bine ceea ce se întâmplă, toți au ceva cu dumnei, numai dumnei este perfect. Acum, problema e un pic alta și la doamna Șoșoacă, și ea și Simion. Întotdeauna își fac ei singuri un scenariu, o regie din asta. Povestea cu doamna Șoșoacă respinsă de CCR de cât? De 3 săptămâni, da? Tu după atâta timp că vine și spune, domne, acum s-a aflat de planul lui Simion cu Hrebenciu, cu PSD-ul, cu voturile date pe secție. Și, mă rog, n-a fost lăsat, așadar o să vedem ce se va întâmpla în continuare. Deocamdată știm sigur că nu candidează la alegerile prezidențiale. O vedeți, alo, alo, sunt eu, Diana Șoșoacă, vreau să intru aici la parchet, n-a fost lăsat, a venit să colinde. Dacă nu intru eu, intră partidul meu. Da, în Parlament, unde are niște voturi. Bine, haideți să mergem un pic mai departe la prietenul doamnei Șoșoacă, la George Simion.
Pentru că domnul Ciolacu spune așa. Deci, nu, hai ca să recapitulăm. Domnul Ciucă a semnat că el, cât e președinte la PNL, nu mai face coaliție cu PSD-ul. PSD-ul zice, noi numai în jurul PSD-ului se poate face o coaliție. Noi cu PNL-ul vrem. Ei, chiar dacă ei nu ne vor, noi vrem cu PNL-ul, ce domnul Ciolacu. Acum, a întrebat fiind domnul Ciolacu, domne, dai, face o coaliție cu AUR-ul? Domnul Ciolacu zice, nu, eu semnez acum că nu pun de la AUR premier. Nu da coaliție, nu că eu semnez că nu pun de la AUR premier. A semnat că nu pune de la AUR premier. Dar n-a zis și că n-ar face o coaliție. N-a semnat că n-ar face o coaliție cu AUR. Exact chestiunea asta a fost sesizată și de liderii PNL. Rareș Bogdan spune că exact asta ni se pregătește, că o să fim guvernați, că o să fim guvernați după alegeri de PSD și AUR. Iar domnul Ciuc a avut și el o postare interesantă. Vedem mai întâi declarațiile lui Ciolacu. Dacă românii vor decide să fiu președintele României și mă uit la colegii mei fără nicio supărare, primul ministru nu va fi din partea Partidului Social-Democrat. Și colegii mei au înțeles ce moment dificil va fi de anul viitor. Am să vă spun ce n-o să fac. Cu certitudine, chiar dacă acest lucru va însemna ca Partidul Social-Democrat să meargă el în opoziție, Partidul Social-Democrat nu va face majoritate cu Partidul AUR. Eu vă propun în direct ca colegii mei să voteze, ca să fie o decizie politică, că PSD-ul nu va face alianță cu AUR, chiar dacă acest lucru va duce partidul în opoziție. Da, vă semnez orice, nu am nicio problemă. Am să desemnez un prim-ministru din partea Partidului AUR. Categoric. Ca să facem o distinție, totuși, între românii care votează cu AUR. Eu o să fiu, dacă voi fi ales, și președintele acelor români. Fiecare avem aceste drepturi. Am intrat într-o logică în care împărțim voturile românilor înainte de a fi exprimate. Nu are rost să vă semnez. Eu nu cred că vreo formațiune politică va face alianță cu AUR. Doar PNL-ul, dar nu cred. N-au. Sunt supărați ei. Acum de o să le treacă. Supărați, nesupărați, domnul Ciucă a avut imediat reacție. Hai să arătăm și reacția lui Nicolae Ciucă. Marcele, dar rețineți, Marcele, there can be only one. Nu am să desemnez un prim-ministru din partea Partidului AUR, este diferit de nu voi face alianță, coaliție de guvernare cu AUR. Și a postat poza asta interesantă acolo cu noul PSD, acum PSD aurit, PSD AUR vă vedem, noul PSD, așa bun, ciuma roșie, auzi? Dar foarte interesant mi-a atras atenția cu producătorul meu, hai să dăm Sabin, ci că PSD, domnul Ciucă s-a apucat și în comentarii, zice PSD nu are nevoie să facă alianță cu AUR pentru că a pus pe listele lor candidați eligibili, PSD egal AUR. Nu am să desemnez un prim-ministru din partea Partidului AUR, e diferit de nu voi face alianță cu AUR. Domnule Bogdan Matei, cum să interpretăm chestiunea aceasta că domnul Ciolacu a semnat doar că nu va pune premierul de la AUR? Nu și că nu va face vreo alianță sau vreo coaliție cu AUR. Eu cred că premierul a fost foarte, foarte explicit. Din punctul meu de vedere, dincolo de faptul că a spus că nu va numi premier de la PSD și de la AUR, a mai spus un lucru, că nu va face majoritate cu Partidul AUR. Deci, din punctul meu de vedere, ca să dai un guvern, trebuie să faci o majoritate în Parlament. Ori, decizia premierului a fost una clară. Nu fac majoritate cu AUR, mai bine intru în opoziție. Eu cred că domnul Ciucă n-a înțeles foarte bine mesajul domniei sale, sau mă rog, poate nu a urmărit emisiunea, pentru că a fost destul de explicit. Ca să dai un guvern, trebuie să creezi o majoritate în Parlament. Iar Marcel Ciolacu a spus clar, eu nu fac majoritate în Parlament cu AUR, și atunci lucrurile sunt foarte clare din această perspectivă. Partidul Social-Democrat, decât să facă majoritate cu AUR pentru a da un guvern, mai bine stă în opoziție. Rămânem în continuare consecvenți că prima noastră opțiune pentru a forma o nouă majoritate și un nou guvern sunt colegii noștri de la Partidul Național. Prima opțiune, Bogdan Matei, dar dacă PNL-ul nu și nu, atunci PSD-ul ce face? Se duce în opoziție? Sau PSD-ul poate să guverneze cu voturile din parlamentale AUR fără să fie neapărat AUR la guvernare? Nu.
Nu, decizia a fost una formală. Nu reușim să facem o majoritate și puterea se împarte, la, așa cum a spus Marcel Ciolacu, atunci noi vom sta în opoziție. Da, doamna Tatoiu, voia să interveniți. Domnul Matei, dar mai există și o altă alternativă. Așa. Nu poți să, nu faci cu aur, dar poți să cumperi niște... parlamentari? Păi dacă i-ai pus pe liste, ție înapoi. Nu, nu, nu. După ce vor fi votați ca aur, avem exemple o grămadă de... E adevărat. Domnule Fenechiu, de ce această reacție foarte clară a PNL-ului că, domne, o se va face sigur o coaliție PSD-AUR? Chiar Rareș Bogdan spunea că vor guverna împreună PSD cu AUR. Domnul Fenechiu, avem semnale locale în legătură cu apropierea dintre cele două partide, dintre lideri locale celor două partide. Se discută despre forme de ajutor pentru candidatura lui Simion să primească voturi în anumite secții de vot. Deci sunt o sumedenie de foști PSD-iști care sunt pe listele AUR și întrebarea doamnei Tatoiu este legitimă. Deci sunt o serie de elemente care pot contura un asemenea răspuns. Evident, nu există o certitudine, dar o suspiciune rezonabilă este cât se poate de firească. Bun, Ștefan Florescu, se vorbește foarte mult în târg despre această înțelegere că s-ar da voturi de la PSD la AUR, nu știu câte pe secții. Am auzit, PNL-ul vorbea de 20-50 mii, ieri mi-a spus cineva că sunt în jur de 100 în unele județe. Clar, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti, știți cum e. De multă vreme e apropierea asta a PSD-ului de AUR și s-a discutat, dar n-am luat-o în seamă, pentru că nu ne apropiam de alegerile parlamentare. Ca să... Clar sunt membrii PSD trecuți la AUR și sunt pe listele AUR și veți vedea că după, așa cum a spus și doamna Tatoiu, după ce vor câștiga mandate de parlamentari, ușor, ușor se vor regrupa în PSD. Și clar va crește... Poate și de la sos. Evident. De la sos, pentru că n-avea de unde un partid atât de mic să strângă atâția candidați. Adică clar sunt ceva artificial și se cunosc toate partidul. Sosul va avea soarta partidului. Da, pentru că foarte mulți reprezentanți ai PSD care mai vin pe aici pe la mine din garda foarte veche a PSD-ului îmi spun mereu, veți vedea, Șoșoacă face 7%. Să ne ferească Dumnezeu, dar cred că face. Mulțumesc Bogdan Matei, mulțumesc Daniel Fenechiu, luăm pauză, ne întoarcem. Președintele Traian Băsescu a prezentat așa, pe scurt, niște sfaturi pentru candidatul Mircea Joană, în cazul în care n-a înțeles domnul Joană prea bine cum stau lucrurile, s-au reamintit niște chestiuni. Și știți ce? Am observat că domnul Joană, de când a început această campanie, bine, dânsul a început de mult, dar el nu prea îi place să recunoască. Dom'le, el a început cu mojicia aia ordinară legată de președintele Traian Băsescu. Și eu cred că președintele Traian Băsescu se va ține de promisiunea aia că o să-l bată pe Joană, chiar dacă nu candidează. Hai să vedem această postare de aseară, să o dați de la punctele 1, 2, 3, că asta cu doamna Lasconi, mușuraiele de furnițe, destul că singură cu mușuraiele, doamna. Nu candida pentru funcția de președinte dacă ai primit ca șpagă ceasuri, dă mai jos, și te-au chemat cu ele la DNA. Nu candida la funcția de președinte dacă în spațiu public au apărut filmulețe cu tine când primeai șpagă, bani, ca să garantezi unei persoane un loc eligibil pe listele parlamentare. Nu candida pentru funcția de președinte dacă sunt oameni care au declarat și continuă să declare public, direct și prin soții, că le-ai cerut și ai primit personal de la ei sute de mii de euro ca să-i faci miniștri. Nu candida la funcția de președinte dacă nu poți explica cum ai ajuns în primele zile din 1990 angajat în MAE, deși calificarea ta era de inginer. Nu candida la funcția de președinte dacă nu ești pregătit să explici legătura dintre cariera ta la externe și generalul care la Revoluție a inventat teroriștii din subsolurile Bucureștiului. Vezi declarația procurorului Dan Voinea? Nu candida la funcția de președinte dacă ești atât de limitat / prost încât să organizezi plagierea unui text rostit de nepoata lui Trump la Convenția Republicanilor. Nu candida la funcția de președinte dacă pleci de la premiza că rezultatul poate fi falsificat în favoarea ta. S-a încercat în România prin 2009 cu lucrători autohtoni și nu a mers.
Acum, ce vreau eu să vă arăt și vreau să schimbăm un pic subiectul, dar rămâne legat de Gioană. Știți că domnul Gioană și toată echipa domniei sale a spus că e un mare fake news, că de fapt domnul Mănescu n-a făcut niciodată parte. După luna aprilie, dând povestea asta, ia să vedeți. Avem un mail aici, care e de la domnul Gioană, către, ia uite, Mareș Mănescu și Ana Cătăuță, ia uite. Pe 19 iunie, la ora 13:27, col organizare și parteneriate. Vineri la ora 13 vom organiza o întâlnire fizică și virtuală cu echipa de organizare. Vă rog să pregătiți o situație la zi a stadiului organizării pentru întreaga țară și diaspora, inclusiv pregătirea pentru strângerea de semnături, tot până atunci să finalizați analiza pe județ. Doamnă tătă. Deci probabil că domnul Mănescu este un rechin. Eu îl știu de pe vremea când era primar la sectorul 6. Cât Gioana era în cărți să fie candidatul alianței PNL-PSD pentru că urmau să candideze. Până cât a fost sigur că merge alături de câștigător, a fost acolo. În momentul în care s-a întâmplat ceva acolo, peste ocean, peste gârlă, că așa se întâmplă. Și domnul Gioană nu mai e în cărți. Aceste mail-uri oricum sunt date din alți oameni, că sunt tăiate acolo niște nume. Dar, domnul Florescu, dar de ce tot să mințim așa în continuu când, uite, lucrurile sunt probe de fiecare dată? Adică, de ce nu recunoaște? Poate e mai simplu dacă recunoaște domnul Gioană. Pentru că cine se aseamănă se adună. Îl cunosc foarte bine pe Rareș Mănescu, a fost primar 4 ani de zile, n-a făcut nimic în sectorul 6, dar a cheltuit foarte mulți bani și nu l-a tras nimeni la răspundere. A plecat bine. Oare de ce? Și a luat o casă pe afară, pe nu știu unde, și a mai luat un an în primăverii pe aici și stă bine, mersi, și nu l-a întrebat nimeni de sănătate. Clar, sunt în spate niște păpușari de ăștia care tot îi trag de sfor și care tot îi aruncă săgeți ca să poată să pună mâna pe cea mai rămas din țara asta. Da, cred că e un mecanism care s-a împotmolit și când oamenii deja s-au prins și cei care au sesizat acest lucru că acolo e ceva necurat, cred că au început să se împută și au început, și au început să afle, da, mai exact departe. Exact ca o barcă de aia care ia apă și toți șobolanii, da, o iau la fugă. Exact așa l-au lăsat pe Mircea Gioan. Da, da. Și încă ceva vreau să spun. Acei tineri care tot spun că vor vota pe, da, Gioană, cred că au timp încă 30 de zile să-și dea seama, sau 3 săptămâni cât mai sunt până la alegerile prezidențiale, să-și dea seama că Gioană este o cacealma politicii românești. Da, vă dați seama ce se întâmpla dacă erau pe liste comune și mergeam la vot pe 15 septembrie. Pentru Gioană? Nu, pentru noi, pentru România. Păi era candidatul lor probabil. Da, e bine să le spuneți copiilor totuși cine este Mircea Gioană, voi părinți și bunici care ați fost și până 2009, până țara asta, care ați fost și înainte, până 2000, când ați fost aici întotdeauna ceilalți. Spuneți-le copiilor că nu e așa ce se vede pe TikTok. Bine, ne întoarcem de la fix când mulțumesc, domnule Florescu, ne întoarcem de la fix când o să vorbim și despre fermele astea de troli care au nebunit toată lumea și toți politicienii de la noi. Ancom face anchetă, ba chiar a sesizat și Comisia Europeană. Acum poza aia pe care a primit-o doamna la Sconi. Eu m-am prins de la care jurnalist e. Unul care a lucrat și pentru Gioană până acum de curând. Dar o să vorbim ora următoare și despre ambulanțele care au peste 1 milion de kilometri la bord în România. Ne întoarcem de la fix.